Bună seara tuturor! Să sperăm că de data aceasta Facebook-ul nu ne joacă feste. Să vedem dacă ne lasă să ajungem la oameni, pentru că mi-au blocat tot ce se poate bloca. Să sperăm. Am făcut un artificiu, să vedem dacă reușim. Bun. Bună seara tuturor! Hai că văd că începe să vă lase să intrați. Bine v-am regăsit. Mă rog, este o formulă să spunem bine v-am regăsit, pentru că știți foarte bine că nimic nu este bine în România. Bineînțeles, în afară de clasa politică de la putere, care reușește să anihileze orice posibilitate de a mai evolua această țară. Am făcut acest live, nu va dura foarte mult, promit, pentru că după mine va interveni emisiunea domnului Marvin Atudorei și o să aveți un invitat surpriză din Statele Unite ale Americii. Ceva foarte interesant o să aveți. Însă astăzi cred că este cazul să vorbim despre o problemă pe care toți o au, și anume falimentul României. Vă spun de vreo 2 ani de zile că suntem în faliment. Nimeni din clasa politică nu vrea să vă spună lucrurile astea. Se pare că s-a ajuns. Haideți să ne mai adunăm. Vă rog frumos, distribuiți pe toate grupurile, distribuiți peste tot. Pentru că avem lucruri extrem de importante de vorbit. Ia uite, nici nu mă lasă să distribui de pe telefon. Inimaginabil, inimaginabil. În stilul ăsta, nu știu ce lucruri vom mai putea face. Cred că ați văzut cenzură totală. Vă rog frumos să distribuiți, pentru că o să discutăm și o să vă și răspund la întrebarea dacă ies sau nu fermierii. Chiar vreau să invit fermierii să intre în direct cu noi 0790101336. O să vă spun când să începeți să sunați. Pentru că o să intru și pe TikTok, pentru că foarte mulți de pe TikTok m-au rugat să fac un live cu privire la aceste proteste care au loc în Germania. Și bineînțeles, toată lumea se întreabă: domne, ok, dar de ce televiziunile din România nu arată nimic? E, hai să vă spun că toată lumea s-a așteptat la aceste proteste. Vezi căldoare. Da, am avut cățelul, a avut o problemă și am făcut o injecție și îl doare pe bietul Pufi. 2 secunde că mă sună cineva, extrem de important. Da, bună seara. Da, reușiți să intrați pe. Așa. Puteți să intrați, v-am trimis un link. Atunci vreți să vă pun acum pe speaker? Nu, haideți să rezolvăm ca să nu dau aiurea
Nu că nu mă interesează de răspunsul ăla, pe mine mă interesează de cu totul altceva. Nu mă interesează răspunsul ăla. Nu, dar nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează problemele, bă, fermierilor, nu mă interesează răspunsurile alea. Ce au fi zis, bă, ies nebunii ăștia așa. Da, Vinează nu, pe să mine vezi. mă interesează altceva. Vi s-au dat banii. Asta ne interesează pe noi, cei Mari bani. care. Mari Păi, bani. banii de la Uniunea Europeană. Păi, asta interesează oamenii. Da, Vi s-au domnule, s-au dat. plătit banii, 96 de euro la, adică BIS-ul s-a plătit. Ce este de plătit acum? Este de plătit doar înverzirea, zie, ăia 50 de euro, ANT-ul care e de la bugetul de stat și alte particularități, fiecare fermă în parte. Am înțeles. Am înțeles că datorită dumneavoastră s-a reușit alocarea a 10 milioane de euro pentru stimularea precipitațiilor. Din Și Planul Național Strategic. așa. Și ce se întâmplă cu planul ăsta? A fost pus în funcțiune sau nu? Momentan nu a fost pus în funcțiune și nu înțeleg de ce cauză se tărăgânează atât de mult, pentru că ar aduce un beneficiu extraordinar agriculturii din România. Am înțeles. Și am înțeles că vi s-au mai dat 140 de lei la hectar despăgubiri pentru. Nu, nu Dar s-a dat cât? nicio despăgubire. S-a dat pentru susținerea prețului la cereale datorită cerealelor din Ucraina aduse în România. Prețul cerealelor românești a scăzut atât de mult și au venit cu un 2 lei pe litru de motorină, adică avem, dacă avem 74 de litri de motorină subvenționați la bugetul de stat, ne-a mai dat încă 2 lei pe litru de motorină la toată treaba asta, adică aproape nimic, invizibil. Deci 2 lei pe litru de De motorină la motorină. hectar. Da, adică susținerea prețului la cereale trebuia să fie de minim 100 de euro, adică 500 de lei pe tonă, nu pe hectar, pe tonă de cereale. Dar ăsta ungurii cât iau? Ungaria au alte alocări bugetare și nu numai Ungaria, au dat câte 100 de euro pe tonă de cereale vândute, au dat 100 de euro pe hectar la susținerea prețului la îngrășăminte, odată cu liberalizarea prețului la energie electrică și combustibil, care a fost făcută de către Comisia Europeană, nu de către România sau de către ruși. Da? Că toată lumea a zis că din cauza rușilor a explodat prețul la energie și la combustibil. Nu, din cauza liberalizării prețului care a fost dictat de către Comisia Europeană. Dom'le, da, Comisia Europeană asta nu liberalizează prețurile și în Ungaria și în Polonia? Ba da, s-au liberalizat prețurile peste tot, dar bugetele de la bugetul de stat s-au făcut alocări pe fiecare stat în funcție de puterea economică a statului. De Păi și către. Ungaria e mai puternică economic decât România? Da? Foarte interesant. Da, Deși pentru că. nu au Da. bogățiile noastre. Nu au dat, nu. Dar ce vreau să vă spun, că Comisia Europeană prin regulament au scris că statul respectiv poate să intervină până la 200.000 de euro pe fermă. Wow! Adică noi avem posibilități de a încasa bani de la bugetul de stat, dar fără să mai apelăm la Comisia Europeană să ne mai înținăm, să stăm genunchi la ei, că avem acordul lor până la 200.000 de euro pe fermă. Noi am primit 2 lei pe litru de motorină, susținerea prețului. Bun, Și acum acum ce asta ar se. fi problema. Problema Așa. secetei din 2020, prin care s-a făcut acea formulă de calcul urâtă, ca să-i spun într-un termen frumos, 5 ori 2 egal cu 3,5. Cam așa a funcționat. Adică dacă erai calamitat 50%,
nu mai luai 500 de lei cum ar fi fost normal, ai luat 175 de lei. Așa s-a calculat, așa a fost guvernul României, atât de puternic a fost ca să calculeze, să facă o formulă de calcul, întrucât atâția bani s-au alocat. Am înțeles. Da. Spuneți-mi ce se întâmplă cu cerealele din Ucraina? Ați văzut ce au făcut Polonia? Polonia a oprit intrarea cerealelor din Ucraina. Și mi se pare ceva normal. Comisarul Comisiei Europene de la Bruxelles a formulat o propunere prin care se solicită anularea importului de cereale din Ucraina și a produselor agroalimentare, prin care România nu este de acord, ba mai mult au bătut palma pe termen lung ca să se dubleze, să se tripleze cantitățile de cereale exportate pe teritoriul României. Iar noi nu suntem decât buni de plată, să facem drumul, să facem șușele și tot să stăm la rând la port ca să putem vinde și noi un tir de grâu. Cu cât se vinde grâul ucrainean și cu cât grâul dumneavoastră? Grâul din Ucraina pleacă cu 25 de bani. Și la dumneavoastră? Păi, La fermierii români? la noi, la timpul recoltatului, pleacă undeva. Astăvară au fost undeva de 72-75 de bani. Haideca. Deci, și deși este modificat genetic, mă rog, toate cerealele ucrainene sunt Deci, modificate haideți să vă genetic, explic așa ca să ia înțeleagă toată ziceți, lumea. ca să înțeleagă lumea. Așa, costurile de producție în România. Noi am cumpărat îngrășăminte, inputuri cu o valoare de între 4-6 mii de lei pe hectar de cereale de grâu, da? De când în Ucraina o tonă de îngrășăminte, cea mai scumpă, e undeva de între 80-120 dolari pe tonă. Asta este diferența. Ba mai mult, Comisia Europeană a plătit absolut toate semințele pentru Ucraina, le-a dat bani, le-a plătit toate semințele Deși la început de nu an. este stat membru UE, da? Nu este. Iar americanii le-au plătit toate îngrășămintele, doamne. Asta se poate verifica, este public, nu nicio problemă. Cum vreți să ne luptăm noi din punct de vedere economic cu ei? Păi ei produc gratis și vând cu bani. Cum pot eu, fermier român, în momentul în care tu vii pe teritoriul țării mele fără să plătești taxe și impozite, fără taxe vamale? Noi dacă, haideți să spunem că suntem aproape de Ucraina, că sunt în caz mare, că vezi, dragă doamne, război. Bun, păi dacă noi punem doar taxe vamale, nu mai avea această problemă. Ar fi prețul la vânzare s-ar echilibra. Păi da, dar Dar ce? ei la noi intră fără taxe vamale de la ucraineni. Absolut, absolut, Și fără nici nicio măcar nu parte. sunt controlați. Ați văzut cât de beți sunt unii șoferi ucraineni? În afară de Ăștia... faptul că nu sunt controlați, nu îndeplinesc nicio condiție de transport pe teritoriul Uniunii Europene, numai în România. Deci nu au tahograf, nu au program, nu au nimic. Un om conduce cât poate la ei. În afară de faptul că dacă se întâmplă, ferească Dumnezeu, să mai consume și băuturi alcoolice. Problema se pune că dumnealor au un cost enorm de mic de producție, au hibrizi și soiuri modificate genetic care au capacitate de producție duble față de noi, ba mai mult, au subvenții de la bugetul de stat de 25% pentru absolut toate utilajele produse pe teritoriul Ucrainei. Deci, sprijin din toate părțile. Bun, haideți să le spunem și românilor că în celelalte țări se dau subvenții pentru fermieri, da? Da, se dau subvenții și foarte mari. Noi avem cea mai mică subvenție din Uniunea Cât avem Europeană. noi? Noi avem 96 de euro de la Uniunea Europeană. Pe Fostul SAR ce? s-a Pe hectar? transformat pe hectar care s-a fostul bis, fostul SAR s-a transformat astăzi în bis, 96 de euro pe hectar.
pentru cine? Acum mai luptă-te cu ăștia al de Polonia cu 220-250 de euro, Germania, Olanda, Franța, care au peste 300 de euro. E, stați așa că ați atins un punct. Dacă Germania are peste 300 de euro, de ce au ieșit fermierii nemți în stradă? Toată Germania este blocată de fermieri germani. Tot, nu se mai poate circula. Ce se întâmplă acolo? Întrucât Comisia Europeană vrea să integreze Ucraina în Uniunea Europeană, s-a propus plafonarea plăților prin API, adică a subvențiilor. Așa. Aceștia nu sunt de acord. Ba mai mult, sunt voci foarte stringente care nu sunt de acord cu integrarea Ucrainei și a Moldovei în Uniunea Europeană. Și pentru asta, deci pentru această concurență a Ucrainei, ies acești fermieri germani? Păi nu o să-mi închipui eu acum că pentru 20 de bani la litru de motorină o să iasă cel puțin 50.000-70.000 de oameni în stradă. Nu mai vorbi. Da, eu am făcut niște interpelări în Parlamentul României încă de la începutul războiului și ulterior după ce Polonia a prins în câteva transporturi de cereale din Ucraina și să știți că ei au luat niște mostre din cereale, nu numai că sunt modificate genetic, dar au grave probleme de toxicitate și sunt un real pericol la adresa sănătății oamenilor. Două secunde. Am depus, le-am trimis și la guvernul României, am trimis toate datele din Polonia, am făcut rost de ele. Vreau să vă spun că în România nu se fac testări pe aceste cereale și evident fiind nu s-a făcut. Cum se face în Polonia, cum s-a făcut în Ungaria, da? Țări care își apără cetățenii. Nici nu se vrea, zici că suntem niște slugi care nu vrem să facem nimic pentru țară și ne e frică să facem un pas. Mai mult decât atât, de unde eram țară de tranzit a cerealelor ucrainene, am devenit țară de consum de cereale. Și vorbeam cu foarte mulți fermieri, astăzi am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri în afară de dumneavoastră și mi-au spus că deși cerealele dumneavoastră sunt mult mai bune, sunt fără toxicitate, fără tot felul de porcării băgate în ele, producătorii de pâine nu vor să cumpere de la dumneavoastră pentru că sunt mult mai ieftine cerealele de la... În urma ordonanței de urgență care s-a dat de către Guvernul României de import a cerealelor și a produselor finite și nefinite, adică făină, se importă făină, toți producătorii de pâine importă făină din Ucraina. Nu mai găsești un sac de făină pe la Vumora, pe la nimeni. Ca să ne fie clar, ba mai mult, culmea culmilor este că Ucraina își deschide lanțuri de supermarketuri în România. Aurora. Aurora, da. Da, să le spunem oamenilor, nu cumpărați de la Aurora. Deci îmi pare așa n-ar trebui să cumpărați de la niciun hipermarket. Tot nu cumpărați de la Aurora. Săraci încât oamenii noștri... Păi da, dar sunt tot răvuri, oameni buni. Sunt, da. Sunt tot răvuri. Da. Pă bune, ce faci, te otrăvești? Adică e ca și când te sinucizi. Da, ca să vă dau și un element. Dar cine le-a dat dreptul să deschidă la noi în țară aceste... Guvernul României. Guvernul României. Domnul Ciolacu, cu tot guvernul său. Da. Cine mai este acum ministru al agriculturii? Domnul Barbu. Așa. Care dintre miniștri ăștia a fost mai bun? Din 2020 încoa. Nu am avut un ministru care să spunem că a cenut poporul român. N-a avut. Ce ați fi făcut dacă erați ministru agriculturii? Păi, în primul rând, nu aș fi acceptat cereale de Ucraina în România.
În primul rând. Exact ca celelalte țări pe care le-am menționat. În al doilea rând, aș fi impus și eu la rândul meu, dacă tot am din deplinitatea condiții, aș fi impus și eu condiții Comisiei Europene. Adică aș umbla cu veto în buzunar. Cu dreptul de veto, pe care nu-l folosim. Da. Nu mă primești acolo, veto, nu-ți mai trece nimic Comisiei Europene. Nu îmi dai voie să folosesc și eu cantitățile care, medii care se folosesc în Uniunea Europeană, folosesc dreptul de veto. Deci, haideți să vă dau un exemplu despre cereale, că Olanda folosește undeva de 12 litri de substanță de protecție a plantelor la hectar. 12 litri. România folosește aproape 700 de mililitri. Adică nici un litru. Din care, prin ordinul Comisiei Europene, prin regulamentul Comisiei Europene, noi ar trebui să renunțăm la 50% din cantitatea de produse de protecție a plantelor. Păi și așa ne mănâncă gândașii pe deal. Ce vreți, fraților, să facem? Adică noi la consumul nostru față de Uniunea Europeană putem să spunem că suntem bio, domnule. Da? Iar la îngrășăminte noi avem voie să folosim 170 de kg de substanță activă la hectar, pe când Germania, Franța și toate țările vestice vest-europene au cel puțin 300 de kg substanță activă pe hectar. Păi dacă eu renunț la jumătate din 170, vă dați seama, rămân cu aproape nimic. Ca să ne înțelegem, 100 de kg de uree are mai mult de 44%, are 200 de kg de uree cumpărată la sac, care 160 ceva de kilograme de substanță activă. Noi am rămâne cu 2 saci de uree pe hectar, adică cu aproape nimic. De 2 saci de câte 50 de kilograme, 100 de kilograme de produs cumpărat de la magazin. Spuneți-mi, vă rog frumos, era predictibilă o astfel de grevă a fermierilor și aceste proteste erau predictibile, cred că din vară, din câte știu eu, pentru că au fost lupte datorită faptului și a politicilor agricole duse de către guvernul român în România. Nu, vorbesc de Uniunea Europeană. De Uniunea, chiar și de Uniunea Europeană, nu ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Deci, la nivel de Uniunea Europeană, nu sunt de acord nici europenii cu asemenea tratamente, nu numai noi românii. Adică noi n-am mai cerut să mai creștem, să ajungem la nivelul mediu al Uniunii Europene. Am cerut măcar să rămânem așa. Atâta timp cât în Comisia Europeană, Comisia de Agricultură Europeană, avem oameni care nu se pricep sau sunt foarte ușor de condus cu bani, ca să spunem lucrurilor pe nume, că s-a și văzut, s-au găsit bani la diferiți europarlamentari acolo, enorm de mulți bani, pentru lobby, da? Adică dacă faci un lobby în detrimentul poporului tău și pentru o anumită companie, îți vei primi bani. Așa funcționează Comisia Europeană actualmente. Deci s-a dus dracu tratatul ăla de aderare al Uniunii Europene, unde noi suntem egali cu toate celelalte state. E după fiecare cum își arată mușchiul și cum se burzuluiește la doamna Ursula von der Leyen, nu? Ca să vă dau un exemplu, când România a avut un comisar la Comisia Europeană, Franța a fost 3 luni de zile în sărbătoare. Adică, da, asta e realitatea.
Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, haideți să le spunem pe scurt celor care se uită la noi și să știți că nu sunt puțini, sunt 2200 pe Facebook și 1600 pe TikTok. Haideți să le spunem ce legi s-au votat astfel încât fermierii români să nu poată să iasă pe stradă cei mai mulți dintre ei. Păi, datorită faptului că circulația pe drumurile publice a tractoarelor și utilajelor agricole este interzisă prin lege, doar dacă ai tractorul pus la punct precum o mașină de ultimă generație, înseamnă că nu ai voie să ieși în stradă. Una. A doua, anul trecut s-a modificat legea protestelor în România, în așa fel încât nu ai voie să aduci în jurii, să jicnești, să spui oful pe E români. vorbiți de acel articol din codul penal. Da. Da. Care s-a modificat și nu mai ai drepturi. Tu, român, ți-ai pierdut drepturile Este odată cu modificarea. neconstituțional. Nu, problema Da. este că aceste tractoare trebuie să aibă număr de matriculare. Șoferul trebuie să aibă o anumită categorie de condus, nu poți să mergi decât pe drumurile de țară, nu pe drumurile publice și să le Și spun. totuși, în 2015, guvernul României a făcut o lege prin care se obliga, ca și în Germania, Olanda, Franța, Spania și toate țările dezvoltate, să ne facă drumuri ocolitoare pe tractoare și utilaje agricole. Și nu v-au făcut. Și nu s-a făcut nimic. Bun. Și ca să ajungem la o concluzie. Pentru ce toată această nenorocire în România? Pentru că dumneavoastră, deci eu azi cu toți fermierii cu care am vorbit, și mai sărăcuți, și mai înstăriți, mi-au spus toți, doamna Șoșoacă, noi ne retragem din această îndeletnicire, pentru că nu se mai poate, nu mai putem face față și ne este foarte clar, și să-mi spuneți dacă greșesc sau nu, tot ei mi-au spus, este foarte clar că se dorește falimentarea tuturor fermierilor din România, astfel încât să putem să vindem foarte ieftin pământurile, de fapt să fie lăsate pârloagă, astfel încât cei care vin, alogenii, da, în general străinii, să poată să le achiziționeze la prețuri de nimic. Da, aveți dreptate și din păcate e mai gravă treaba datorită faptului că prin falimentarea fermierilor mici și mijlocii din România, că asta se întâmplă, nu, fermierul mic și mijlociu din România nu este capitalizat, nu este susținut economic din niciun punct de vedere, nu se mai vând terenuri astăzi, se cumpără ferma cu totul. Și să le spunem românilor că mi se pare că azi sau ieri Republica Moldova a interzis vânzarea Vânzarea terenurilor terenului, către străini. În timp ce în 2003, când s-a modificat Constituția României, acei parlamentari nenorociți, partidele care era PDSR, ca să zic așa, da? FSN-ul, hai, că tot FSN-ul a tot fost din 89 până acum, au modificat Constituția astfel încât să se poată vinde teren străinilor. Deci, în curând, dacă nu luăm atitudine, România nu va mai aparține ca teren românilor. deci cea mai mare suprafață agricolă deținută de o singură fermă din Europa este la noi în România, Marea Insula Brăilei. Care este Bunicii concesionată către un arab. noștri au muncit și au fost duși de către comuniști cu forța acolo ca să locuiască acolo, acum e dată străinilor. Că e terenul respectiv aparține ADS-ului. Și l-a concesionat, eu știam că maximum se poate pe 49 de ani, au făcut ei nu știu ce chestie și mi se pare că l-au dat pe 100 de ani, pe 99 sau 100 de ani. Nu știu. Da. Domnul Platon, eu vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ne-ați spus. Spuneți-mi, credeți că nemții, fermierii nemți, vor reuși
să obțină ceea ce au solicitat către guvernul german și bineînțeles că este și o reacție față de politica distructivă a națiunilor, nu, doamne, nu a Uniunii Europene. Nu vor reuși. Nu vor reuși? Nu. Pentru că și olandezii au ieșit în stradă și au stat 2 săptămâni jumate, le-au dat foc, s-au omorât acolo. Până la urmă i-au făcut să vândă vacile fermele, da? Că le dă bani cum dă la țăranul român dacă renunță la să mai crească porci în coteț. Francezii au ieșit în drum, da? Au făcut urgia de pe lume, au aprins tot Parisul. Ce au rezolvat până la urmă? Nu și-au câștigat nici în drept nimic. Deci dacă ne uităm în Olanda, da? Olandezii au ieșit în stradă datorită faptului că i-au obligat să-și vândă fermele, să închidă fermele de animale de vaci, da? Păi, acum ce se întâmplă? Olandezii vând fermele. Dar știi ce e mai grav? Olandezii își mută fermele în România, cresc vaci în România, dar abatoarele nu le-a închis. Ia fiți atenți ce îmi spune Amalia Belantoni. La italieni se dau bani să nu mai cultive pământ, 1.500 de euro. Da. Deci, păi de ce? Păi cine mai produce pentru noi atunci, pentru toată Europa? Deci, am înnebunit, ce facem? Doamne, dar printr-un contract semnat între Comisia Europeană și țările non-europene, noi importăm peste 90% din proteină, doamne. 90% importăm? Da. Soia modificată genetic, da. De unde? Din Brazilia și din Argentina. Wow! Da. Și din America. Că noi n-avem voie să o producem. Noi n-avem voie. Nu, dar avem voie să o consumăm. Am înțeles. Da. De aceea avem și foarte multe cancere, inclusiv la copii nou-născuți? Ca să vă explic așa, nu este vorba din cauza să nu se face cancer. Nu se face? Nu. Eu vă arăt niște studii. Deci, noi am trăit cu soia modificată genetic. Noi și dumneavoastră inclusiv. Nu, lăsați cu soia aia modificată genetic. Păi aia e soia modificată genetic. Eu vorbesc de toate mizeriile astea toxice care vin pe cale alimentară. Soia modificată genetic. Așa. Că este modificat genetic dintr-un singur punct. Ea rezistă la un anumit erbicid. Așa. Se întreține și se produce cu costuri minime. Pe când noi producem 1000 de kilograme cu 5000 de lei și o vindem cu 80 de bani, cu 120 de bani, adică nu scoatem nici bani de sare. Pe când dumnealor modificat genetic, au o producție aproape dublă față de noi, dar cu costuri minime. Pentru că se întreține foarte ușor, nu trebuie prășită, nu trebuie... Uite ce spune o doamnă, Selene Carlyle. Monsanto a fost declarată de Curtea Supremă din California responsabilă de cancerul unui grădinar, deoarece nu pune etichete pe erbicide să avertizeze că folosirea continuă provoacă cancer. Nu există... Ba da, am și eu, să știți, am și eu niște rapoarte, au venit la Parlament, sunt în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Eu vă spun de ce a fost condamnat în Statele Unite ale Americii. Statele Unite au fost condamnați și cei de la Bayer datorită faptului că au fost dați în judecată pentru erbicidul total. Da, și s-a constatat că a și câștigat persoana respectivă, fermier respectiv, da. Uite, lumea întreabă, dumneavoastră fermierii din România, când începeți greva? Odată ce oamenii nu sunt hotărâți să ieșim în stradă, nu putem să mergem acolo 20 de oameni, pentru că românul nostru stă după sobă, doarme și zice, da, venim și ne ducem la București 10 oameni. Ăsta e românul nostru. Bun, dar s-a anunțat neoficial că de mâine se blochează E85, Bacău, Vaslui până la Botoșani. De acord, cine îl blochează și asumă? Este adevărat că polițiștii, inclusiv când s-a ieșit anul trecut în stradă, în vară sau ceva de genul ăsta, primăvară, și s-au blocat
străzile. Este adevărat că polițiștii v-au amenințat că dacă nu. Au fost făcut protest autorizat, a fost cu absolut toate organele de poliție. Dar dacă ați fi făcut ce fac nemții, să luați bălegar, să-l amestecați cu apă și să aruncați pe clădirea guvernului, ce vi s-ar fi întâmplat? Nu avem legi, deci nici n-ai cum să ajungi în fața guvernului cu tractorul, cu bălegar. Nu ajungi, n-ai cum să ajungi, nu-ți dă nimeni voie să intri în București. Deci nu puteți intra în Nu, București, cum intră nu, nu. nemții. Nu, doamne, legislația din Germania, legislația din Italia, din Franța, din toate țările vest europene ne permit astfel de lucruri. În România nu este permis așa ceva. Am Prin înțeles. lege. Prin lege. Da, până la urmă să știți că dreptul la nesupunere civică este un drept constituțional și m-aș fi așteptat din partea poporului român la ceva mai mult curaj. M-aș fi așteptat, ați văzut ce se întâmplă în Germania, inclusiv pompierii, inclusiv tiriștii, absolut toată lumea a ieșit în Corect. stradă. Eu cred că totuși vor obține foarte multe lucruri. Am văzut astăzi niște Doamne imagini, ajută. 2 secunde, am văzut niște imagini extraordinare cum au intrat efectiv inclusiv în magazine pentru a opri intrarea oamenilor în magazine. Deci ce acolo este inimaginabil. Și chiar o să vreau să intru în legătură cu câțiva români care trăiesc în Germania. Poate reușesc să mă sune și să ne spună și nouă ce este acolo. Domnul Platon, mai aveți ceva de adăugat față de toate cele expuse aici? Nu, vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc din suflet. Toate cele bune și poate dă Dumnezeu să mai auzim și de bine. Doamne ajută. Doamne ajută, la revedere. Am vorbit cu domnul Platon Florin de la sindicatul, unul dintre sindicatele fermierilor. Vreau să vă spun că astăzi, mă rog, îl înțeleg și pe dânsul că are anumite rețineri. Eu îi mulțumesc din suflet pentru curajul de a expune aceste probleme. Am vrut să auziți și voi ce se întâmplă cu adevărat în România și de ce nu o să iasă decât poate câțiva oameni. Am înțeles că nu este nimic oficial în România, ceea ce vedeți pe TikTok, pentru că pe TikTok am văzut foarte multe filmări că vezi, doamne, românii au ieșit în stradă, românii nu au ieșit în stradă. Ce vedeți voi sunt filmări de anul trecut când fermierii au ieșit în stradă și acum haideți să vă spun lucruri pe care le-am discutat și pe care fermierii nu vor să le spună în direct, dar am vorbit cu foarte mulți și mi-au spus că anul trecut au fost puși cei care se îndreptau către vămile dintre de la de vămile românești, au fost încercuiți, opriți de către poliție și li s-a spus ok, până la ce oră aveți protestul, bun, acum treceți în parcare, puteți să urlați cât vreți aici, nu faceți nimic altceva decât urlați, dacă mai blocați străzile iese prăpăd și după care plecați de aici dacă vreți să nu vă facem dosare penale și dacă nu vreți să vă dau amenzi. Pe de altă parte, am vorbit cu foarte mulți fermieri și mi-au spus că cea mai mare problemă pe care o au este cu primarii, nenorociții de primari, cea mai mare parte a lor v-am spus că ăștia merită efectiv o mamă de bătaie și efectiv trimiși în închisoare pe viață pentru toate furturile de voturi pe care le-au făcut. Nu mai vorbim că avem pe aici prin jurul Bucureștiului violatori de copii care sunt primari, da, au existat niște oameni idioți, că altfel nu pot să spun, care au votat un primar care a violat un copil de 10 ani. Dacă vă puteți închipui așa ceva, da? Există astfel de situații, cu tot respectul. Păi și atunci cine e de vină? Da? Mai mult, vezi că ăla fură în cabina de vot, vezi că fură primarul și tu nimic, nu-l filmezi, nu chem poliția, nu faci scandal, nu îi smulgi voturile din mână, pe bune? Vă supărați, sunteți niște ratați toți cei care acceptați așa ceva. Cu tot respectul. Și dacă vă dă bani ce? Și vă plângeți de viața pe care o aveți, vă meritați cei care faceți mizeriile astea. Deci nenorociții de primari, ce fac?
Îi amenință că dacă respectivii fermieri vor ieși în stradă, da, vor avea probleme când își depun actele pentru APIA, pentru ajutor și așa mai departe. Le rătăcesc dosarele, nu le mai depun și iau cu întârziere banii dacă și mai au vreodată și așa mai departe. Este o mizerie de nedescris. Mai mult, sunt asociații de fermieri în care cei care conduc asociațiile sunt membrii PSD, PNL, USR, UDMR. Da? Bun, probabil de curând au intrat și în aur. Asta e, că e o cloacă acolo de nedescris în Parlamentul ăsta. Mai mult decât atât, nu numai că sunt membrii de partid, dar alții au nevasta, copilul, nepotul, sora, soacra, socru, băgați în tot felul de firme, ale, bineînțeles, la agențiile astea unde se câștigă foarte mulți bani, dețin tot felul de funcții peste tot, nu numai în partide. Atenție, au funcții de conducere în partid, da? Cum naiba să fii într-o asociație care reprezintă fermierii când tu ești de fapt membru de partid și un membru de partid al guvernării? Păi cum naiba să se iasă în stradă? Înțelegeți paradoxul în care trăim? Pentru cine a citit și știe cine este Kafka, trăim în Kafka. Nu mi-am închipuit vreodată că universul acela aproape, nu, imposibil de transpus în realitate, o să-l vedem efectiv și o să-l trăim noi și o să înțelegem la un moment dat că universul lui Kafka e mai acceptabil decât universul în care trăim. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă, oameni buni, cu tot respectul. Pentru cei care vor să vină, da, văd că pe TikTok îmi spuneți de votare în străinătate. Din păcate am înțeles că domnul Ciolacu împreună cu PSD-ul, PNL-ul, USR-ul, UDMR-ul își doresc, își vor schimba legea în așa fel încât diaspora să nu mai voteze. Pentru că, evident, diaspora nu o să voteze în veci PSD-PNL. Așa că pentru cei care doriți să intrați în legătură cu mine, dar exclusiv pe acest aspect, vă spun că dacă nu este pe această situație a fermierilor români, a situației României, a falimentului și nu vă las mai mult decât 2 minute fiecare, vă spun foarte clar, vă închid telefonul ca să vorbim mai mulți. La 20:30 voi ieși din acest live pentru că începe o altă emisiune pe DisTV, pe Facebook, probabil că o să mai rămân pe TikTok. Deci 0790-101-336. Vă aștept cu telefoanele astfel încât să discutăm despre aceste probleme, mai ales dacă sunteți fermieri. Nu trebuie să vă dați numele. Dacă sunteți persoane care aveți, nu știu, vă ocupați cu zootehnia, pentru că nu mai există, este pe cale de dispariție. Dacă trăiți la țară, dacă ați întâmpinat astfel de probleme, 0790-101-336. Vă rog frumos, vă aștept să sunați. Hai, cu curaj, că am mai avut. Se pare că această chestiune nu prea vă dă ghes. Așa că, dragilor, cu tot respectul, nu știu dacă o să vedem astfel de... Hai că vedem. Ia să vedem. Da, bună seara. Număr privat, atenție, da? Sună cu număr privat, probabil că i-a fost frică. Doamnule, nu vă dau numele, nu vă arăt numărul de telefon. Da? Nu vă mai fie frică și apropo, rog sistemul să mă lase în pace să-mi duc emisiunea. Suntem 2400 pentru că voi vedeți doar pe canalele pe care sunteți. E dat pe 8 canale, da? Și fiecare depinde pe ce a intrat. Hai să vedem cine e. Da? Bună seara! Bună seara, doamnă senator! Și la mulți ani pe anul acesta! La mulți ani, doamnă senator! Iertați-mă că am intrat un pic mai târziu. Puteți să-mi spuneți subiectul care a fost? Da, este despre fermieri, despre toată nebunia din Germania și de ce nu ies fermierii la noi. Am avut invitat un fermier. Să știți că mai mult de 2 minute nu vă las. Sigur, sigur. Spuneți, vă rog, frumos. Greva fermierilor din Germania trebuie să dea un impuls fermierilor noștri din România. Înseamnă că n-ați urmărit până acum emisiunea.
Da, de-abia am intrat și E, cer scuze. au spus foarte clar că nu se poate, s-a schimbat și legislația, nu au cum să iasă pe străzi, sunt amenințați cu dosare penale. Eu v-am spus că am vorbit cu ei, primarii nici nu discută, îi amenință că dacă ies nu le mai depună dosarele de subvenții și așa mai departe, cu APIA. Deci este un dezastru. Nu vă așteptați ca fermierii români să iasă. Dacă ies, probabil cine iese, iese pe cont propriu. Am vorbit astăzi cu foarte multe, foarte mulți din multe asociații. Nici nu mi-am închipuit că sunt atâtea asociații care nu se unesc neam. Nu se unesc. No. Domnul senator, trebuie să înțelegeți că le este frică de sistem, pentru că sistemul este foarte bine construit. Două secunde că mă sună cineva din Germania, dar rămâneți și ascultați, vă rog frumos, bine? Da. Mulțumesc Da, da. Frumos! Bună seara! La mulți ani pe anul acesta! M-auziți? Alo, da, bună seara, bună seara! Bună seara! Am văzut că sunați din Germania! Da, vă sunt din Germania, să vă spun exact situația cum stau. Ia vă rog, spuneți-ne! Cum stau lucrurile în Germania. Este o mare porcărie, nu se mediatizează exact așa cum e. Vă spun că exact ca și la pandemie. Așa. Deci, mai exact, în pandemie, când o să vorbim și despre problema fermierilor. Nu, nu, acum vorbim exclusiv de problema fermierilor, vă rog frumos. Atunci vorbim despre problema fermierilor. Spuneți, de ce au ieșit fermierii din Germania în stradă? Probabil din cauza neajunsurilor, exact cum s-a spus, dar nu vor rezolva nimic. De ce? Pentru că sunt prea slabi. Cum adică sunt slabi? Au blocat tot ce e în Germania. Nu s-a blocat, pentru că da, așa se spunea și așa s-a anunțat că vor fi blocate, că nu vor mai fi alimentate magazinele. Eu lucrez în domeniul poștal. Și țin să vă spun că lucrurile decurg normal. Păi și toate filmările alea ce sunt? Sau așa a fost primele 24 exact, de ore? Exact, dumneavoastră despre filmările de pe TikTok cu tractoarele ieșite la noi în țară. Am înțeles. Deci și cu tot bălegarul ăla cu care au aruncat pe instituții? Asta se... Nu știu cum să vă explic, asta se dă de cel puțin 3 săptămâni, care de fapt ei au venit și au spus că din data de 8 ianuarie 2024 va începe protestul. Așa. Și că ei l-au început mai repede. Așa. Din câte știu, acum nu știu că dumneavoastră ați făcut proteste și știți ce înseamnă. Da. Nu cred niciodată că poate să înceapă un protest mai repede de data la care este... Depinde, că nu e vorba numai de un oraș. Eu am văzut foarte multe live-uri. Uite, spun oamenii că sunt de acolo și întreabă din ce ora sunteți, pentru că sunt foarte multe orașe în care s-a blocat tot. Da, exact, pentru că sunt foarte mult. Protestul se află la Berlin. Exact, la Berlin. Sunt foarte mulți plecați de pe zona de unde sunt eu, spre Berlin. De unde sunteți dumneavoastră? Da, din Baden-Württemberg. Am înțeles. Doar că, de asta încă o dată vă spun, eu lucrez la poștă. Așa. Și totul decurge normal. Deși acum nu știu, pentru că este a doua zi de protest. Nu știu ce. Bun, două secunde că mă sună altcineva din Germania. Vă mulțumesc frumos. Da, bună... Ia, a închis. Na. Hai să vedem. Chiar vă rog frumos, cei care sunteți în Germania, sunați-mă 0790-101-336, astfel încât să vedem și noi, ce Dumnezeu, că doar am vorbit și eu cu o groază de oameni, da? Să vedem, ia stai să vedem, poate sun eu înapoi de la ultimul număr. Uite că sună din nou. Bună seara și la mulți ani! Dați încet radio-ul și vorbim direct aici, că mă auziți în direct pe telefon. Dați încet radio-ul sau ce aveți, pardon, scuze, telefonul, laptopul, ce aveți? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Parcă nu e vocea. Haideți, doamnă, că eu sunt Dumnezeule, stăm să ne contrazicem, doar a sunat la numărul meu. Spuneți, vă rog frumos, da, cum bun, e? Bun. Eu trăiesc
trăiesc în Germania de 30 de ani și sunt prietenă cu un fermier și știu cu mult mai multe. Ia spuneți! Vă spusese domnul. Deci, fotografiile alea cu gunoiul și cu astea, astea sunt vechi, doamnă. De când? Eu cred că luate de prin Franța sau Olanda de undeva. Nu sunt alea din Germania. În Germania, într-adevăr, este un protest foarte mare. Au fost 75.000 de tractoare pe drumuri, peste tot, în fiecare localitate. Deci eu vin din Ingolstadt, acolo unde se construiește Audi. Așa. Și acolo au fost. Deci ei s-au organizat pe grupuri, au făcut cercuri, au încercuit tot Ingolstadtul, așa, după aia, în toate. Dar cei mai mulți protestează, adică cei mai, cum să zic, conștiincioși, sau cum să spun, sunt cei din Republica Democrată Germană, fosta Republica Democrată Germană. Mm-hmm. Ăia sunt încă și astăzi acolo, au făcut un cor dimineața, au băut cafea, nu știu ce, și au continuat protestul la o anumită oră. Și au comunicat că nu îi lasă cu 500 de tractoare, înăuntru numai 178 de tractoare, tot așa, poliția nu lasă, așa. În Berlin au fost 3 benzi de autostradă, kilometri întregi de tractoare și așa. Deci până la urmă este protest, nu putem să spunem că nu este. Nu s-a oprit protestul. Când? Merg și eu la protest în Ingolstadt, nu s-a oprit. Nu s-a oprit. Bun, spuneți-ne și nouă, ce solicită fermierii din Germania? Ce solicită? Deci, lor, ei primeau, adică impozitul le era gratuit, adică ei nu plăteau impozit pentru tractoare și la sfârșitul anului li se plătea și o subvenție pentru motorina folosită. Și acum le-a șters astea pentru că și aici în Germania, ca și în România, că eu vă urmăresc și pe dumneavoastră și tot ce se întâmplă și în România, au gaură în buget de 60.000 de miliarde de euro și așa, și acum vreau să-și adune banii de unde pot. Și acum am apucat iarăși de fermier, dar nu e numai asta, doamnă. Ei vreau să distrugă agricultura. În 2005 au fost 250.000 de ferme și acum s-a redus la 152. Deci fermele astea mici. Deci și la dumneavoastră e la fel ca în România, nu? Ca în Germania. Da, în Germania. Exact la fel. Totul e la fel. Vreau să desproprietărească, deși nu sunt atâția proprietari ca și în România. Că în România suntem 93%. Mai mult, 98% suntem proprietari. Așa. Deci, în Germania nu sunt nici 40% proprietari. Și pe aceștia vreau să-i desproprietărească. Asta tot de la UE vine? Tot de la UE vine? Păi, tot de la UE și tot de la ecologiștii ăștia pe care îi avem în guvern, că guvernul ăsta format din roșii, la noi roșii sunt cum ar fi PSD-ul în România, ceilalți sunt verzii, ecologiștii și ceilalți galbeni sunt liberaliștii, PNL-ul. Am înțeles. Deci este un protest de amploare și am înțeles că ieșiți și dumneavoastră mâine. Uitați că mă mai sună cineva din Germania. Vă mulțumesc frumos, stimată doamnă. Toate cele bune. Bună seara și la mulți ani pe anul acesta. Să rămâie de la sunetă. Vă ascult. Nu știu ce spuneau doamnele de dinainte. Locuiesc tot în partea de protestul este în floare, sunt curier de meserie, nu lucrez în domeniu. Știu ce înseamnă transportul, pentru că astăzi am plecat de acasă la ora 5 dimineață și am ajuns acum la 6. Eu trebuia să fiu acasă de la ora 3, adică tot e blocat. Deci e blocat? Bineînțeles, oamenii au făcut focuri de tabără în butoaie, în sensul legislatorii. Pă bune! Și de ce nu filmați și dumneavoastră să ne trimiteți și nouă? Că presa la noi nu mâine dă nimic. Mâine vă asigur că vă trimit, doamna. Hai, vă rog frumos! Pe pagina de Facebook am câteva
filmulețe puse de astăzi. Dați-mi un link pe telefonul ăsta, pe WhatsApp, către pagina dumneavoastră de Facebook, să redistribui și eu. Sigur. Spuneți-mi și mie, dar presa la dumneavoastră în Germania spune ceva sau nu spune? În Germania, da. Arată? În Germania, da. Inclusiv șoferii de camioane, inclusiv oamenii de rând. Deci au posibilitatea să depășească acele autovehicule. Nu le depășesc. Și nu le depășesc, deci probabil că este respect față de acest protex, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Doar străini, într-adevăr, cei care tranzitează. Acolo e o problemă, în fine. Uite, spune cineva pe TikTok, vineri trebuie să ajung în Berlin. Ajunge? Eu cred că nu cu transportul. Uite ce îmi zice, în Italia nu se spune absolut nimic, exact ca în România, în Italia nu se știe absolut nimic. Nu, eu vă spun, v-am spus, sunt curier și tocmai de asta am stat astăzi la muncă 12 ore, pentru că nu s-a circulat. V-am spus, mâine vă fac poze și vă trimit pe WhatsApp. Să puneți dumneavoastră pe parte. Perfect, chiar vă rog frumos. Spuneți-mi și mie, de ce au ieșit fermierii din Germania? De ce e nebunia asta? Pentru mărirea taxelor și impozitelor, din câte am înțeles. Așa? Pentru subvenționare, din câte am înțeles. Așa? E adevărat ce spunea doamna dinainte, că s-au redus astea fermele? De la 255 la 150, nu știți. Nu am informații în acest sens. Nu aveți. Dar un lucru e cert. În Germania, fermierii sunt Dumnezeu nemților, ca să vă zic așa. Pă bune? Da, inclusiv magazinele, cum a spus dumneavoastră mai devreme. Nu știu dacă au fost blocate, nu am auzit, dar au blocat accesul și plecarea din depozitele mari către magazine. Acum vin de la Lidl și nu mai găsești pâine, nu mai găsești nimic în magazin. Wow, super tare! Și ce faceți în situația asta? Vă alăturați? Am înțeles că s-au alăturat și pompierii, și tiriștii. Cine s-a mai alăturat grevei? Da, erau camioane astăzi care mergeau cot la cot cu tractoarele. Pompierii nu am văzut, nu am cum să vă confirm pentru că nu am văzut. Dar oamenii de rând vă spun că stau în spatele tractoarelor, adică nu-i deranjează cu absolut nimic, întârzi la serviciu sau nu. Am înțeles. Inițial, am înțeles că au dat acordul decât pentru drumurile naționale, când duminică seara a anunțat la radio că tribunalul de la Nürnberg a dat acordul pentru blocarea autobenzilor. A, deci la ei se face cu o autorizare cu asta? Da. A, interesant. Duminică, și duminică noapte tribunalul de la Nürnberg. Duminică noapte s-a întrunit tribunalul pentru a da ok. Da. Inimaginabil. Wow, ce mișto justiție. Foarte tare. Și deci le-a dat dreptul să blocheze aceste autobanduri, am înțeles. Da, legal. Nu au voie să se oprească, ci dreptul vor fi amendați, dar și cu 5 km la oră, dacă merg, se consideră mers. Am înțeles. Bine, din România de unde sunteți? Din București. Și vă mai întoarceți vreodată? Sincer, am familia, da, aș vrea să mă întorc, dar acum e situația actuală, nu. E clar. Am înțeles. Mai aveți cetățenia română? Da. A, e bine. Da, nu, că am spus că vin la vot, eu vă votez. Mulțumesc. Nu, că nu vă arăt numărul de telefon, nu, am spus că nu. Nu fac eu chestii de genul ăsta, nu e ok. Vă mulțumesc din suflet, haide că mai sună cineva din Germania și vă mulțumim pentru tot ce ne-a spus. Succes și poate totuși reușim să vă aducem acasă. Vă pup, Doamne ajută! Da, hai că, mamă, de sună în continuu telefoanele din Germania. Ia, hai, încă unul. Bună seara și la mulți ani. Dați încet telefonul, laptopul și auziți-mă în direct aici pe telefonul ăsta, bine? Germana, doamna Simona. Doamna Simona, doamna Daniela. Diana. Hai că v-ați emoționat. Da, m-am emoționat. Tremură carnea pe mine. Ia ziceți cum e acolo, domne. E sau nu e? Doamna Diana și așa, că să știți că a fost blocajul doar luni, a fost blocaj. De unde sunteți?
Sunt chiar din centrul Stuttgartului sunt. A, deci depinde de oraș, că acum auzim fiecare din ce oraș e, într-o parte e blocat, într-o parte nu e blocat, într-o parte... Există blocajuri doar autobandia, autobani, autobani. Păi autostrăzi, autostrăzi, da. Da, da. Dar da. În oraș nu există niciun blocaj, absolut deloc. A existat doar luni, a existat blocajul și atât. A fost la Stuttgart. Tractoare, etc., da. La Stuttgart, da. Și oamenii au ieșit să să susțină? Să-și manifeste dreptul forfetar, care nu se mai dădea de la Parlamentul German. Atât. Și credeți că au succes? S-ar putea să aibă succes. Dacă ține blocajul o săptămână și trei zile, s-ar putea. S-ar putea. Și eu îi felicit pe ei și pe francezi, că sunt cei mai uniți. Ar trebui și ca la noi în România să ia exemplu, să unească fermieri între fermieri, orice și orice transport care deține de țară să se unească. Asta să fie onestie și unitate între toți români, da? Și m-aș gândi la dumneavoastră, ca dumneavoastră să cereți prin intermediul dumneavoastră repromovarea tineretului pe banca facultății. Am avut lege pentru ajutarea tineretului și au votat împotrivă. Inițiativa mea, da. Da, da, am văzut, vă urmăresc. Două secunde. Mult. Pentru cei care vor să intre în direct pe această problemă a fermierilor, a grevei și inclusiv pe falimentul ăsta al României, dar raportat la greva fermierilor din Germania și celor din Germania, îi rog să sune la 0790101336. Mulțumesc. Da, eu, spuneți. Eu aș spune prin dumneavoastră, ar fi o excelență foarte bună. Ar fi. Hai să vedem ce va mai fi. Mai sună un coleg de-al noastră din Germania. Vă mulțumesc din suflet. Doamne ajută. Doamne ajută, mulțumim. Bună seara și la mulți ani. Bine ați venit. Bună seara, la mulți ani, doamna senator. Ia spuneți. Tot dintre Germania vă sun. De unde? Din ce oraș? Că am auzit până acum vreo 5 orașe. Baden-Württemberg. Așa. Nu, să specific, nu mă interesează. O zonă, așa, ok. Așa, deci protestul a început luni. Din Baden-Württemberg au plecat tractoare spre Berlin. În Baden-Württemberg nu este niciun protest. Toate au plecat spre Berlin. Și referitor la România, România niciodată nu va fi unită, pentru că eu țin minte acum câțiva ani în urmă, când a fost faza cu ciobenii pe legea câinilor, au ieșit foarte ciobenii într-un număr foarte mare în fața casei populației. Ciobanii, da. Exact. Și n-au rezolvat nimic. Ba da, atunci au rezolvat-o, atunci au rezolvat. Atunci pe moment, ia puneți-i să iasă acum înapoi în stradă, mai ies? Nu iese, domne, nimeni, sunt amorțiți, o să vă și spun și de ce. Nu, vă spun eu de ce. Ia pentru ziceți. Pentru că sindicatele au fost, li s-au dat drepturi de către guverne ca să dezbine ciobenii. Așa se vor face și cu toată agricultura. În momentul când simt liderii de sindicat nu sunt uniți. A, nu sunt uniți, nu! Dar în Germania sunt uniți? În Germania, da, fermierii aici sunt uniți și cu pandemia, iar vă spun, aici a fost într-o liniște. Nu, lăsați pandemia, că pe mine mă interesează de fermieri. Mulțumesc din suflet, da. Mulțumesc. Toate cele bune, la revedere. Deci nu îi las să vorbească decât de acest lucru. Bună seara, m-auziți? Bună seara. Da, de unde ne sunați? Scuzați-mă, vă sun din București, dar vreau și să iau legătura cu dumneavoastră deloc. Sunt consilier județean la Buzău și vreau să fac... Știu cu ce se mănâncă în zona respectivă, deși sunt bucureștean jet pe jet. Așa. Pot să fac sute de filiale la Buzău. Acolo cunosc foarte, foarte multă lume, având în vedere că am fost unul din oamenii din Germania. Stați puțin că sunteți în direct. Noi aici vorbim de problema fermierilor din Germania și România și din Europa.
Am observat că este un subiect da? Delicat. Vă rog eu frumos, scrieți-mi un mesaj, da? Scrieți mesaj și vă răsun eu după emisiune, da? Okay, vă mulțumesc frumos. Toate cele bune, la revedere. Sună lumea, ce se face? Da, bună seara. 0790101336. Vă ascult. Bună seara, din Târgu Mureș vă sunăm. Bună seara. Ia spuneți. Dați încet telefonul, laptopul, ce ascultați. Da. Că rămânem pe telefon și ne auzim mai bine, ne auzim în direct. Da. La noi la Târgu Mureș s-a anunțat mâine seară. Da. Foarte mare cu agricultorii și fermierii toți, și utilajii vor ieși. Bravo! Unde? Chiar în Târgu Mureș? Da, chiar în Târgu Mureș. Am mai fost anul trecut în aprilie. Știu. Un protest tot așa, dar acum s-a anunțat că va fi foarte mare anul acesta. Și de la ce oră va fi? Programul că nu se știe, că de la primărie nu vor să ne dea autorizație. Aoleo, le dă amendă, da. Și ies cu utilajele? Da, mi-am adunat deja până acum din toate satele din județul Mureș pentru protest. Deci noi am zis că orice ar fi, nu o să plecăm de acolo. O să vă rog frumos, că știți, la mine acum sună sute de numere, o să vă rog frumos să-mi lăsați un mesaj cu numele dumneavoastră și în caz că încep ăștia să vă amenințe sau să îndrăznească să vă facă ceva, voi interveni. Da, ok. Da? Vă rog din tot sufletul. Da? Bun, bravo, bravo Târgu Mureș. Excepțional. Haide că auzim că iese și România. Bravo Târgu Mureș. Vă felicit din suflet. Bravo. Poftim? Mulțumesc. Mulțumesc. Dar hai să rezolvăm un pic acum. Și spuneți-mi, care sunt revendicările dumneavoastră? Noi dorim subvențiile pentru animale, subvențiile pentru agricultură și laptele să fie un pic mai mare cât prețul, pentru că de la noi pleacă laptele la 50 de bani. Cât? 50 de bani pleacă. Păi dar noi dăm 8, 9 lei, 10 lei, 12 lei, 15 lei. Pleacă foarte mic prețul de lapte. Da. Nu ne convine asta, am zis. Sunteți fermier și dumneavoastră? Nu, unchiul meu este fermier. Vă rog eu frumos să-mi scrieți un mesaj. Chiar vreau să vorbesc pentru că mă interesează situația asta. Noi nu mai avem nici zootehnie, noi nu mai avem absolut nimica și suntem pe cale să ne dezintegrăm total. Păi da, uite, unchiul meu a avut înainte 50 de vaci, de la 50 de vaci a ajuns numai la 10 vaci mai pe. Din cauza prețului laptelui și a brânzeților, care sunt foarte ieftine, le cumpără le vin de la stat. Deci de asta nu suntem mulțumiți și că vrem să ieșim în stradă, să arătăm că și noi românii suntem uniți cu nemții. Bravo! Felicitări din suflet, mulțumesc să-mi lăsați mesaj. Bravo Târgu Mureș, la Târgu Mureș mâine se iese în stradă, toată lumea în stradă la Târgu Mureș. Hai, susțineți-vă rog frumos. Am și postat pe Facebook deja. Bravo! Dați-mi un link, pe telefon, pe WhatsApp cu postarea să vă dau și eu, da? Bun, mulțumesc din suflet, Doamne ajută. Bun, să iese la Târgu Mureș. Bună seara, vă ascult. Bună seara. Doamna Șoșoacă, de ce nu scoateți pensiile speciale, doamna Șoșoacă, și n-ați vrut să le scoate? Cine să le scoată, domne? Da, Uniunea Europeană v-a dat să scoateți pensiile speciale. Mie mi-a dat sau Guvernului României? Dumneavoastră... Eu nu sunt în guvernul, îmi pare rău, eu am anunțat că este o minciună legea respectivă și așa a și fost și că e neconstituțională, pentru că domnul Ciolacu vroia să mintă, cum a mințit și acum, cu aceste trei inițiative legislative ale UDMR-ului. Eu întotdeauna am spus adevărul și am spus nu mai mințiți la televizor că scoateți pensiile speciale, pentru că nu așa se scot, mințiți poporul doar ca să obțineți voturi. Există o posibilitate de a anula pensiile speciale, este trimis memoriu de către mine la domnul Ciolacu, la Guvernul României și la Ministerul Muncii, ordonanță de urgență. De jumătate de an e trimis de mine memoriu, nu vor să adopte ordonanța de urgență pentru că nu sunt proști să-și anuleze pensiile speciale. Mai mult decât atât, absolut toate partidele au votat pensii speciale pentru primari și consilieri. I-ați votat, n-aveți decât să mergeți cu ei. Toate cele bune.
Da, bună seara, vă ascult. Bună seara, doamna Diana. Vă ascult. Scutariu George de la Buzău, din statul Colteni, comuna Cozier. Așa. În legătură că și eu am animale. Așa. Am o întrebare, să dacă te să. S-a închis. Bună seara. Alo? Da, vă ascult. Alo, sunteți în direct, din Germania sunteți, văd. Bună seara, mă auziți? Da. În Germania, da, da. În legătură cu protestul fermierilor. Eu sunt undeva în, la ieșire din Germania, undeva la granița cu Luxemburg. Ok. Aici este, luni a fost doar blocat. Aici deocamdată este liniște, este și un oraș mai mic. Dar sunt proteste în Germania, da. Nu puteți să spuneți că nu sunteți. Da, da, da. Că nu sunt. Sunt proteste doar în orașele mari. Ok. Sunt doar în orașele mari. Și sunteți aprovizionați? Nu, eu lucrez ca și băiatul mai de înainte de la dumneavoastră cu el, curier. Lucrez ca și curier, noi lucrăm în Luxemburg. Aha, am înțeles. Bun, hai că bun, am înțeles. Mulțumesc frumos. Și de aici din și din România, de unde sunteți? De la Craiova. Ah, trăiască eterna Terra Nova. Vă pup, Doamne ajută. La revedere. Doamne ajută, vă pup. Bună seara, Germania. Vă ascultăm. Bună seara, doamna Diana. Sunt un fan rate pentru dumneavoastră și vreau să vă spun, sunt în Germania la München. Și este adevărat ce se spune despre protestul fermierilor. Eu lucrez aici la Hausmeister, adică îngrijitor de spații verzi. Așa. Și dimineața când merg la serviciu, de două zile e aglomerat și merg bar la bară. Și se blochează ieșirile și intrările pe autobezi. Wow. La Rosenheim și la Miesbach, aproximativ 35 de kilometri de München. Am înțeles, bravo! Fermierii fac grevă privința subvenție pentru că se taie subvenția. Vrea să taie din subvenție pentru că nu mai au bani, având în vedere că au pompat în războiul din Ucraina foarte mulți bani și motivul acesta nu mai au de unde să taie. Și atunci ce au spus? Tem de la fermieri, de la mai multe... Stați un pic, că e o doamnă Geta Chirila, vă dă și o șoacă din trei cea mai lungă. Deci ești o mizerabilă în halul în care vorbești, deci nu ești femeie, ești o mitocancă. Promisiuni în campanie electorală să-și atingă scopul, o să facă ce a făcut și ceilalți promisiuni. Uite, Geta Chirilă, singurele lucruri pe care le-am promis sunt următoarele: muncă și sacrificiu. Prima sacrificată ai fi tu, crede-mă. Direct la pușcărie v-aș băga pe toți pesediștilor. Pe toți pesediștii, pentru că ești una care ești angajată în sistem, te și știu după față. Da. Și tocmai de asta fermii au ieșit în stradă pentru că li se umblă la subvenții, curentul foarte scump, cheltuieli foarte mari, motorina e la fel de scumpă și nu mai rezistă. Și atunci, ce au spus, blocăm toate șirile să vedem ce se poate întâmpla. Și respect pentru chestia asta. Și astăzi am vorbit cu șeful meu și mi-a spus că o să continue, cred că o săptămână și ceva o să mai țină chestia asta. Am înțeles. E bine. Mulțumesc frumos din suflet. Și vă mulțumesc și Doamne ajută. Doamne ajută. Bun. Vreau să vă spun că aici pe Facebook îmi închei emisiunea. Trebuie să intre domnul Marvin Atudorei cu cazurile Epstein. Și este o legătură din Statele Unite ale Americii. Rămân pe TikTok în legătură cu oamenii. Da, Amalia, poți să intri și tu, este evident. Rămânem în direct pe TikTok. Vă îmbrățișez cu drag pentru că pe DisTV și pe toate canalele de pe Da, nu, o să rămân la mine pe, vă spun eu, pe cabinet parlamentar. Rămâne DisTV-ul și o să rămân aici. Imediat. Stați să vedem. Yes.
Stați puțin ca să văd, ca să nu mă încurc ce am de făcut aici, pentru că intră ei acum pe celelalte canale. Că-i dau remove.